se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate. cine e persoana aceasta? Dumnezeu este persoana asta, da? El pentru care sunt toate și care voia, pentru care și prin care sunt toate. Adică El este scopul și susținătorul tuturor lucrurilor, da? Și care voia să ducă pe mulți fii la slave, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, adică pe Isus. Deci este Tatăl, care are în vedere niște fii pe care vrea să-i ducă la slavă, și Tatăl care vrea să ducă fii acestea la slavă îl trimite la moarte pe Domnul Isus Hristos. De ce face lucrul ăsta? Auziți? I-au zis de ce? Se cuvenea. Lucrarea mântuirii noastre este de dragul gloriei Tatălui. De dragul gloriei Tatălui. El ne-a mântuit ca să-și arate gloria, să-și arate slava. Vedem peste tot în Sfânta Scriptură lucrul acesta. Intenția lui Dumnezeu din eternitate și ceea ce se va finaliza în eternitate în mod de săvârșit, este că Dumnezeu își va arăta gloria, slava în noi, în mântuirea noastră, prin lucrarea Domnului Isus Hristos. De asta ne-a mântuit. Ne smerește în același timp lucrul acesta, dar ne și înalță în același timp. Pentru că cel mai mare bine al nostru este lucrat datorită gloriei lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu și-ar fi urmărit gloria sa, am fi rămas în păcatele noastre. Dar pentru că și-a urmărit gloria sa, el ne-a dat cea mai mare lucrare care s-a vășit vreodată în lumea aceasta. În istoria omenirii.